Bună, dragilor, sunt Andra Mihaela și am revenit cu un nou filmuleț, pentru că chiar vreau să discutăm astăzi despre ce înseamnă succesul și cum îl putem atinge. Motiv pentru care m-am întors la marele scritor, US Anderson, cu minunata carte, Trei cuvinte magice. Astăzi vreau să vă prezint un capitol din această carte. Capitol intitulat Succesul, care vorbește despre bani, despre putere și despre multe alte lucruri. Așadar, vă invit să ascultați un capitol extrem de interesant. La final, aveți și o scurtă meditație există pe acest canal și toate cele 12 meditații prezentate de Anderson în această carte, trei cuvinte magice. Înainte însă de a începe, nu uitați să apăsați butonul de subscribe dacă n-ați făcut-o încă, să dați share și like la final dacă v-a plăcut. Vă aștept și pe grupul privat de Facebook îndrăznește să crezi tehnicile lui Neville Goddard și ale altor mistici. Și pe site-ul să crezi.com, puteți să achiziționați prima carte scrisă de mine în format PDF sau audio și dacă aveți nevoie de mentorat, găsiți uh, acolo pachetele uh, pe care le ofer. Să începem! Succesul urmează lumina ce luminează al tău suflet. Nu te teme dacă pașii par să înainteze cu greu, Căci omul își atinge țelul lui cel mai de preț când își lasă lucrarea în mâinile lui Dumnezeu. Banii, un mijloc de schimb. Succesul e o viziune constantă în mintea omului modern, care, îl consideră întotdeauna drept apogeul bogăției, în care se vede înconjurat de case mari, de mașini, de iahturi, de slujitori, de călătorii în străinătate și timp din belșug ca să se bucure de el însuși. Cu ce se obțin aceste lucruri, întreabă omul modern și tot el răspunde repede cu bani. Deci, hotărăște că strigătul său de luptă va fi bani. Nu este de mirare că prin această premiză absurd de falsă abia poate să obțină suficient pentru a-și plăti facturile. Singurii care fac bani sunt cei angajați în diversele monetării guvernamentale. Restul dintre noi îi câștigăm. Îi câștigăm oferind semenilor noștri servicii sau produse care sunt atât de necesare și utile. Semenii noștri fac un efort similar pentru binele nostru, noi facem schimb de bunuri și servicii, deoarece ar fi extrem de dificil pentru un om uh, să care un juncan până la Detroit ca să-l dea la schimb pentru un automobil. Au fost proiectați bani care să ajute la reprezentarea ambelor lucruri. În fiecare zi schimbăm serviciile noastre pentru serviciile semenilor noștri, iar schimbul de bani nu reprezintă altceva decât un schimb de servicii. Succesul nu este rezultatul obținerii de bani. A face bani este rezultatul succesului, și succesul reprezintă întotdeauna împlinirea individului într-un efort productiv care întărește bunăstarea omenirii. Omul modern pune carul înaintea calului. El intenționează să facă bani, când, în realitate, ar trebui să-și ofere serviciile. Creează, construiește, servește. Acestea sunt comenzile naturii. urmează și vei descoperi că nu există limită pentru prosperitatea și abundența Universului. Cel care doar se pune pe făcut bani intenționează, în primul rând, să-i acumuleze, și cum lăcomia nu oferă niciun serviciu remarcabil a omenirii, făcătorul nostru de bani va fi învins chiar de la început. Aceasta nu înseamnă că el nu poate, pentru o perioadă de timp, să acumuleze o anumită sumă de bani, dar sigur că nu va fi înconjurat pe termen nelimitat de prosperitate, pentru că premiza lui nu este aceea de a da, ci de a obține, iar legea schimbului reciproc îl va ajunge din urmă, mai devreme sau mai târziu, exact când facerea lui de bani va fi întoi. Banii au devenit un subiect controversat. Posesia sau lipsa acestora determină părțile beligerante să pornească revoluții, războaie care stârnesc o țară împotriva alteia. Într-o eră în care miracolul existenței omului a fost eliminat cu desăvârșire din minte prin reverența față de posesiunile materiale, omul a înlocuit speranța, dragostea. Pacea minții cu disperarea, ura, confuzia, fiindcă nu se mai roagă la Dumnezeu, ci la bani. Banii au devenit un scop în sine, și orice mijloc de acumulare a bogăției devine justificat din cauza acestui scop. Pierzania este într-adevăr perspectiva omului care ajunge în vârful cel mai înalt al bogăției și vede inutilitatea ei. El nu poate cumpăra pacea minții, nici nu-și poate opri corpul să îmbătrânească, nici nu poate opri moartea. Și ajunge în cele din urmă la lupte interioare cu propriul suflet. Asta dacă nu i l-au secătuit deja ani de ignoranță. Miturile materialismului Bunăstarea și prosperitatea sunt condiții adevărate, spirituale și sunt de dorit și drepte pentru toți oamenii, însă urmărirea banilor de dragul banilor este atât de lipsită de sens și atât de degradantă pentru spirit, întrucât ignoră destinul omului. Structura noastră socială modernă, de aproape uh, completă interdependență, ne determină pe fiecare dintre noi să ne aplecăm foarte mult asupra câștigului zilnic a banilor care să ofere alimente, adăpost și confort în viață, lucruri pe care majoritatea dintre noi nu suntem echipați să le obținem în alt mod decât prin utilizarea banilor. Banii devin echipa noastră pe viață, siguranța noastră se bazează pe ei și trecem cu vederea eternul adevăr al faptului că siguranța se află mereu în interiorul nostru. În America am impus asupra numeroase generații de copii mitul, iar în original este Dog Eat Dog, care s-ar traduce prin fiecare persoană este pentru ea însăși competitivă sau acea, de fapt, competiție în care oamenii sunt în stare să îi rănească pe ceilalți doar pentru a avea succes. Și am explicat această expresie pentru că nu există neapărat o traducere motamo. Așadar, Revin la mitul omului care poate să facă orice pentru a reuși și legenda milionarului și am făcut fiecarei generații un mare de serviciu. Mitul omul poate să facă orice pentru a-și atinge scopul este înrădăcinat în filozofia viața e o junglă și supraviețuiește doar cine se adaptează, iar milionarii sunt prea adesea produsul unei societăți nesătule. Omul pus mereu pe luat este rezultatul unui materialism care crede că există resurse limitate, că nu sunt suficiente ca să te descurci și fiecare om trebuie să facă rost pentru el luni de la alții. Milionarul este produsul acelui materialism care încearcă să creeze siguranța prin posesiuni. Fiecare dintre aceste fenomene ale epocii noastre moderne se auto -infrânge. Un om a cărui premiză de succes se întemeiază pe a lua cu japca are în mod inevitabil parte de același tratament. Un om a cărui siguranță se bazează pe posesiunile lui materiale e condamnat să-și vadă siguranța uh, degradată, ruginită și ruinată și să nu rămână cu nimic altceva decât cu confuzia. Etalonul succesului Lasă-ți banii să măsoare ceea ce oferi. Pune-ți gândurile mereu în slujba semenilor și vei primi recunoștința lor care ți se va întoarce sub formă de bani. Poate nu de la persoanele pe care le-ai servit, dar se vor întoarce, pentru că este lege. Găsește satisfacție în a-i servi pe alții caută în mod constant să extinzi aceste servicii și să le îmbunătățești, nu te gândi niciodată la bani care sunt întotdeauna rezultatul serviciului și vei descoperi că ai parte de o bună stare de neclintit pentru că vine de la rădăcinile sufletului. Prosperitatea se bazează pe legea schimbului reciproc. Deci, ceea ce dai este ceea ce obții, ceea ce vinzi trebuie să cumperi, ceea ce gândești trebuie să vezi, și toate lucrurile se întorc la tine din nou. Dacă ne dorim bani, este pentru că dorim serviciile altora. Dacă ne dorim serviciile altora, trebuie să le oferim servicii egale în schimb. Succesul nostru este măsurat întotdeauna de calitatea și cantitatea de servicii pe care le oferim, iar banii reprezintă un etalon în măsurarea acestor servicii. Unul foarte greșit este adevărat, totuși un etalon. Poate că îți vin în minte exemple de persoane care s-au îmbogățit prin escrocherii, prin violență și prin promisiuni false. Să nu te înșeli crezând asta! Nimic nu este judecat în ziua apariției sale și nimic corupt nu poate rezista. Prosperitatea bazată pe falsitate este prosperitate falsă și va dispărea cât ai clipii. Bogăția de durată a acestei lumi este câștigată în mod drept de cei care și-au făcut reciproc servicii egale. Astfel de bani nu sunt luați cu japca de nimeni, reprezintă doar o fracțiune din ceea ce a fost creat. Omul care s-a înconjurat cu prosperitate de durată a îmbogățit întreaga lume prin eforturile sale. Nu există nicio limită pentru bunăstarea care poate fi creată din nelimitată minte subconștientă universală și o asemenea bunăstare este disponibilă tuturor. Niciun om nu se poate îmbogăți fără să îi îmbogățească pe alții, pentru că legea vieții este că noi nu progresăm singuri, ci în doi, în trei și în grup. Și cel care oferă un serviciu excelent nu poate evita o mare recompensă, după cum cel care nu oferă niciun serviciu nu poate evita sărăcia. Puterea înseamnă creativitate. Banii nu sunt niciodată o finalitate, niciodată un scop. Reprezintă doar un serviciu pentru că niciodată nu sunt mai mult decât un mijloc de schimb și nu mai putem opri din calea noastră când facem servicii, cum nu-i putem opri din a se pierde când nu mai facem servicii. Mai presus de toate, renunță la ideea de a obține tot ce e mai bun din oameni. Fiecare dintre noi este precum un pol în fluxul de curent electric. Noi nu putem primi mai mult curent decât transmitem și primim întotdeauna înapoi exact ceea ce oferim. Sunt momente în viața noastră, sunt zile și chiar luni, când pare că dăm mai mult decât primim sau că primim mai mult decât dăruim, dar în cele din urmă fluxul se echilibrează. Noi nu primim cei mai buni din nimic, nici nu avem de a face vreodată cu cei mai rău. Nu există chilipiruri în viață și nimeni nu se înșală decât pe el însuși. Schimbul reciproc este întotdeauna cu noi, este viața însăși și cel care recunoaște acest lucru își va petrece timpul dezvoltându-și capacitatea de a servi și de a construi, de a crea și dărui. Niciun serviciu pe care îl faci nu poate rămâne nerăsplătit și niciun deserviciu nu poate rămâne nepedepsit. Legea schimbului reciproc este legea moralității, a păcatului și a pedepsei, a corectitudinii și a răsplății cât de bine putem servi, răspunsul este prin creare, niciodată prin concurență. Nu ne servim nici pe noi, nici umanitatea, atunci când concurăm ca să obținem jobul al cuiva, piața de desfacere altui producător, afacerea altui antreprenor. Noi servim prin crearea de noi locuri de muncă, de piețe noi, de scopuri noi și metode noi. Magia care face pe fiecare dintre noi ceea ce este, izvorăște dintr-o sursă inepuizabilă. Suntem creații creatoare, legate ombilical de puterea creatoare a lui Dumnezeu. Creem prin gândurile noastre în mod miraculos fiecare moment din fiecare zi. În spatele conștiinței noastre există o mulțime infinită de cunoștințe din care putem lua pentru fiecare proiect în care avem curajul să ne implicăm. Dumnezeu dă întotdeauna fire celui care ți se opânză, și zâmbește celor care îndrăznesc și aspiră. Niciunui om nu-i se refuză această putere creativă. Este baza, rădăcina, esența fiecăruia dintre noi. Lucrând cu ea, suntem purtați către înălțimi orbitoare. Împotrivindu-ne ei, ne condamnăm viața la cicluri nesfârșite de inutilitate. Secretul pe care fiecare intelectual îl învață repede este că, dincolo de energiile intelectului său conștient, el este capabil de o nouă energie, din moment ce intelectul s-a dublat pe sine, prin a se abandona naturii lucrurilor în afară de puterea sa personală, ca persoană de sine stătătoare, există o mare putere publică la care el poate apela, deblocând cu toate riscurile ușile sale umane și lăsând valurile eterice să se rostogolească și să circule prin el. Atunci el este prins în viața Universului, discursul său este tunet, gândul lui este lege, iar cuvintele sale sunt universal inteligibile plantelor și animalelor, spunea Emerson. Minunata bancă, de multe ori mă angajez în cumpărarea și vânzarea de proprietăți petroliere, iar câteodată cineva întreabă: Cum crezi că oferi un serviciu creativ atunci când oamenii cumpără proprietăți petroliere de la tine fără să ajungă la o rentabilitate a investiției lor? De obicei răspund, toată lumea câștigă într-un fel. Toți oamenii beneficiază de dezvoltarea industriei petroliere prin încălzire, transport, materiale plastice, pentru a spune doar câteva dintre acestea, și schimbul de terenuri petroliere este o parte integrantă în crearea vastei rezerve de petrol care este atât de importantă pentru viața noastră modernă. Adevărat, sunt unii care prosperă mai mult decât alții, dar aceasta este o lege a vieții și nimic nu o poate schimba. Nimeni nu eșuează, dar cineva înaintează mai mult. Nimic nu se pierde, nimic nu e irosit. Cu toții împlinim dorința cea mai dragă lui Dumnezeu când participăm la activitățile care creează bogăție nouă, noi metode, câștiguri noi pentru omenire. În decursul anilor petrecuți în domeniul publicității, am avut la un moment dat un client care a căutat clienți noi într-o piață intens competitivă. Ideea lui a fost să reducă prețurile până la un prag periculos și să angajeze o mulțime de vânzători care să folosească orice posibilitate de a vinde. În ciuda energiei sale fanatice, vânzările continuau să scadă. Uite, mi-a spus el, sunt la fel de inteligent precum concurenții mei. Lucrez mai mult decât oricare altul. Cu toate astea, oamenii cumpără produsele lor și nu pe ale mele. Care este răspunsul? Îți plac imitațiile ieftine? a fost întrebat. Bineînțeles că nu. Atunci, de ce crezi că le-ar plăcea clienților tăi? N-am zis niciodată că le-ar plăcea, a protestat el. Dar tu așa te comporți. Tu faci un produs la fel ca al celor de la Jones, dar nu la fel de bun, așa că îl poți vinde mai ieftin. Nu te extins pentru că nu ai aspirații. Ai nevoie de ceva nou, ceva nou creat de tine. E ușor de spus, a zis el, dar ce anume? numai tu poți găsi răspunsul. Există o mare putere creativă care va funcționa prin intermediul tău. Încearcă să-ți deschizi inima și mintea pentru sinele tău interior. Cum? a întrebat el. Prin rugăciune. Acest om trebuie să fi găsit o linie directă cu Dumnezeu. Ori de câte ori apare un produs nou în farmaciile și în băcăniile din țară, sunt mari șanse să fie ale lui. Este inutil să spun că este lider în domeniul său. Recent a fost întrebat despre secretul succesului său. Am o bancă minunată, a răspuns. Toate depozitele bancare sunt idei. Ori de câte ori vrea una, pur și simplu o extrag. Demascarea egoului. Viața tinde spre realizări. Căutând să realizăm ceva în viață, devenim una cu scopurile universului și ajungem să fim prinși în valul unei puteri nelimitate. Întotdeauna reușim prin creație. Întotdeauna realizăm prin conexiunea cu mintea subconștientă universală, prin căutarea centrului conștiinței, prin a deveni una cu Dumnezeu și a nu evita calea lui. Ceea ce gândim despre noi că suntem, nu suntem niciodată, este doar un ambalaj de hârtie în care ne-am îmbrăcat și pe care ne-a plăcut să-l numim eu. Acesta este egoul, un ego complicat, un produs al trezirii conștiinței care încearcă mereu să ne izoleze, să ne desparte de adevărata noastră ființă. Noi purtăm o mască de vanitate, acest eu al nostru, și înainte de a putea să învățăm cu adevărat să creem, această mască trebuie să cadă, egoul trebuie să dispară, vanitatea trebuie să dispară. Trebuie să ne lepădăm de toate pretențiile, de toate înfumurările și imposturile noastre zadarnice, de întreaga responsabilitate personală, de supraestimări și de mândrie. Trebuie să ne reducem la nimic pentru a avea ochi să vedem în sfârșit, pentru a avea ochi să privim dimensiunile înălțătoare ale adevăratei noastre ființe un lucru fără nicio vanitate, unde totul e revelat, centrul conștiinței, împărăția cerurilor. Trebuie să ne dăm la o parte astfel încât puterea să poată trece prin noi. Deci, succesul depinde de servicii, iar serviciile depind de realizări și realizarea depinde de creație și toate creațiile izvorăți din mintea subconștientă universală care ne răspunde în timp ce o folosim. Atunci, cum să fim creativi? Bineînțeles că noi toți suntem deja legați de cea mai mare putere creativă aflată sub soare. Noi folosim această putere creativă în fiecare moment al vieții noastre. Într-adevăr, nu facem altceva decât să creem. Cu toate acestea, prea adesea folosim puterea doar ca să atragem răul și dezastrul în viața noastră și de cele mai multe ori suntem vrăjiți de teama și frustrarea care ne reduc existența la un lucru de bat jocură. Întrebarea nu este cum putem fi creativi, ci în schimb, cum putem învăța să creem numai binele. Imaginație și creație Mintea subconștientă universală iese din fiecare minte conștientă sub forma a ceea ce suntem încântați să numim imaginație. Acest joc de imagini pe care îl putem concepe în mintea noastră conștientă nu are absolut nicio limită asupra ei cu excepția celor impuse de noi înșine. Toate impulsurile creative provin din imaginație. Imaginația lui Columbia permis să întrebe și dacă pământul e rotund, mintea subconștientă universală a făcut restul și într-o zi Columb s-a trezit că navighează spre vest pe o mare despre care toată lumea spunea că e plată. Dacă un om ar putea să zboare, s-a întrebat Orville Wright, iar mintea universală i-a dat răspunsul într-o zi lui Kitty Hawk. Tot ceea ce e nevisat, nefăcut, Imposibil să străduiește în mod constant să devină realitate. Numai o minte neîngrădită în care imaginația joacă pe deplin rolul are îndrăzneala de a provoca imposibilul. Dacă aș putea să fac mai ieftin, dacă aș reuși mai bine, imaginația concepe, iar mintea subconștientă universală oferă. Oamenii înving boli, construiesc turnuri și poduri mari, Asigură transportul cu benzină și motoare diesel, luminează orașele cu putere invizibilă, trimit imagini și sunete prin aer, străbat lumea de la un continent la altul prin intermediul mașinilor care călătoresc prin spațiu, iar toate acestea, pentru că imaginația a îndrăznit să presupună că aceste lucruri sunt posibile. Toate acestea, fiecare pas major făcut de omenire odată cu însăși conceperea lui, i-au făcut pe numeroși oameni să râdă sau i-au deranjat, căci erau mai degrabă mici și orbi decât măreți, modești și vizionari. Nu contează care este slujba ta, indiferent că e vorba de săpat șanțuri sau de irea peste națiuni. Aceeași putere ți este disponibilă ție, așa cum îi este oricui și chiar celor mai slăviți pământeni care folosesc doar o mică parte din ea. Dacă vei renunța la noțiunea falsă de siguranță oferită de lucrurile materiale și îți vei plasa credința și încrederea în mintea subconștientă universală, puterea va începe să lucreze pentru tine, creând acele lucruri pe care ți-ai permis să ți le imaginezi și să le accepti. Ia ca exemplu crinii de pe câmp, nu strădania i-a creat și nici grija de a da în floare. Ei apar perfect formați din puterea care le guvernează pe toate. Și omul poate să-și urmeze scopurile pe pământ cu același calm, precum crinul de pe câmp, cu încredere în Dumnezeu și credință în ziua de mâine. Alătură-te puterii! Nimic nu rămâne static. Marile ritmuri ale vieții, ale nașterii și ale morții. Ale fluxului și refluxului, ale înmuguririi și înfloririi, toate caută, toate construiesc și toate se extind. Dumnezeu caută să știe, el caută prin om o conștiință de sine tot mai mare. Cel care se conectează la natura vieții în extindere devine una cu scopurile lui Dumnezeu, iar succesul va fi cu siguranță al lui. Prin urmare, succesul vine la cel a cărui viață este creativă, iar creația adevărată revine în lumea materială ca formă fizică a gândurilor, ideilor și concepțiilor activate în beneficiul rasei umane, deschizând canalele prin care subconștientul universal poate funcționa prin intermediul nostru. Toate lucrurile din lumea noastră Lao Tse a spus, aceste două lucruri, spiritualul și materialul, deși le numim cu nume diferite, la originea lor sunt unul și același lucru. Ca să avem succes, trebuie să gândim succesul. Ca să fim înconjurați de prosperitate, trebuie să gândim prosperitatea. Dar în prealabilul acestor două condiții, trebuie să punem la lucru marea noastră putere creatoare prin dragostea de Dumnezeu și de oameni. Astfel aducem beneficii altora și vieții înseși, iar binele făcut ni se întoarce sub forma succesului și a prosperității. Nimic nu se face numai de către om, toate lucrurile sunt făcute de mintea subconștientă universală, ca răspuns la gândire și concepție. Ceea ce gândești ți se întoarce în realitatea fizică, și când gândurile tale sunt ghidate de iubire, binele ți se va întoarce în mod inevitabil. Lăsarea muncii în seama lui Dumnezeu, acceptarea dragostei în inima ta prin perceperea unității vieții în întregul ei, păzirea bastioanelor minții pentru a gândi doar pozitiv, iată elementele succesului. Cheia secretului, el marșează tot mai tare de la o putere la alta, iar din noapte face zi, în timp ce prea slabe pentru a stăpâni triburi și popoare cedează în fața atât de schimbătoarei vieți, spunea Emerson. Sursa tuturor ideilor, prima treaptă pe scara realizării este obținerea ideii. În această epocă modernă, nespus de des, suntem martorii unei noi invenții, ai unui roman sclipitor, ai unei afaceri revoluționare, ai unei noi forme de divertisment, educație și confort. Foarte des, cei mai mulți dintre noi ne spunem, dacă m-aș fi gândit la asta, și foarte des credem că ne-am fi gândit dacă șansa ne-ar fi scos ideea în cale. Șansa nu are nimic de a face cu îndreptarea ideilor de excepție către oamenii care ajung să le aibă. Ideea își găsește proprietarul pentru că proprietarul o atrage. El o atrage prin însuși faptul de a se plasa într-o poziție mentală în care ideea trebuie să vină la el. El face acest lucru eliminând din minte toate barierele cu privire la ceea ce poate sau nu poate fi făcut. Toate gândurile negative cu privire la limitări și lipsuri, și își pune toată încrederea în mintea subconștientă universală, având credința că aceasta va da răspunsul: dacă el are curajul să pună întrebarea. Ceva mai bun, mai măreț, mai rafinat, mai util, acestea sunt scopurile creative ale noastre, ale tuturor, dar ne petrecem majoritatea timpului plasându-ne în poziții mentale care atrag exact ideile opuse, atât de fermă este credința noastră în limite, în lipsuri și suferințe. Cei mai de succes oameni din lume folosesc aceeași putere ca și aborigenul din cea mai obscură zonă africană iar omul de succes nu poate avea pretenții mai mari asupra acestei puteri decât aborigenul puterea este la îndemâna tuturor în aceeași măsură și lucrează în viața fiecărui om în conformitate cu viziunea și înțelegerea lui fi sigur că Einstein nu a avut mai mult acces la această putere decât tine Trebuie doar să-ți deschizi inima, să te lași învălui de iubire, să te eliberezi de limitele gândirii rasiale și de amintirea durerii, iar puterea se va revărsa asupra ta. Ea îți va oferi tot ceea ce i-ai putea cere cu credință, curaj și claritate. Simte-te liber să pui încrezătoarea întrebare cu încrederea că răspunsul va veni. Vei scrie o carte, vei ridica un pod, vei construi o piață nouă, vei începe propria afacere, vei obține un job mai bun, îți vei dezvolta capacitatea de a oferi servicii sporite. Întreabă mintea subconștientă universală cum pot face acest lucru. Fi sigur că răspunsul va veni. Nu te lupta cu asta, nu bombăni, nu te îndoi, nu te mira și nu te îngrijora. Ai încredere. Într-o zi, peste o săptămână sau o lună, răspunsul va veni clar de parcă ți-ar vorbi o voce din suflet. Un lucru minor, un fapt oarecare, va conduce la dezvăluirea lui și va fi ușor să spui că pur și simplu ai avut noroc sau că răspunsul ar fi venit oricum atât de natural, va părea. Dar nu te lăsa păcălit. Felul în care mintea subconștientă universală se manifestă în această lume este întotdeauna ușor de atribuit unei cauze fizice, dar nimeni nu a putut atribui vreodată înlănțuirea cauză-efect al cuiva decât eternei surse. Când ți se arată răspunsul la întrebare și îți vine o idee bună, ești martor la lucrarea lui Dumnezeu. Dacă ești înțelept, vei sta o clipă să contempli acest miracol cu uimire și modestie. Obținerea ideii implică deschiderea minții și a inimii pentru atragerea ei, cu totală credință că ideea va fi furnizată de mintea subconștientă, universală. Rămâi statornic în credința ta. Ideea va veni. Eliberarea fluxului de idei. Nu face greșeala de a te aștepta ca ideea să-ți se ofere rafinată și pregătită pentru imediata utilizare. Când va veni, ideea va fi în formă brută, generală și va necesita examinarea și perfecționarea ei cu răbdare. Așadar, scopul tău trebuie să fie acela de a reduce ideea la cea mai ușoară formă, cea mai frumoasă și cea mai utilă. Dacă înțelegi pe deplin scopul ideii, vei vedea că va prinde formă. O astfel de viziune a avut Michelangelo când a spus. În fiecare bloc de piatră se ascunde o formă perfectă și în orice idee, cât ar fi de brută, de neșlefuită, există expresia perfectă. Caută această expresie perfectă și ea ți se va arăta. Nu te mulțumi cu mai puțin. Prin examinare și meditație, concepția ta va deveni clară și treptat se va filtra dincolo de nivelul conștiinței, impregnând mintea subconștientă universală. Cu cât este mai mare credința ta, cu cât este mai clară imaginea ta, cu atât mai ușor este impregnată în subconștient și cu atât mai repede va fi returnată în lumea fizică. Dacă ideea ta a fost concepută în iubire, pentru a sluji, a avansa, a construi, a crea, atunci bunăstarea și succesul vor fi ale tale atunci când se vor manifesta. Nu trebuie să te grăbești sau să-ți faci griji. Acțiunea ta va fi condusă de mintea universală și toate lucrurile de care ai nevoie pentru succesul final vor fi împinse în calea ta, așa cum și tu vei fi împins către ele. Așadar, îți vor veni instrumentele necesare, îți vor veni muncitorii, iar în final vei avea parte de toată organizarea și ajutorul de care ai nevoie. Oportunitatea va bate în cele din urmă la ușă, va suna la telefon, te va saluta prin poștă, te va vizita în sala de mese, te va căuta la serviciu, sau când te odihnește vei întreba ce s-o fi întâmplat oare. Cei care lucrează în armonie cu Dumnezeu au o armată nevăzută care îi ajută. Spunea Emerson că hotarul mistic de poți să-l pui, să împarți pe drept al tău de al lui, cei uman de al divinului. Bunul fiecărui om, munca. Indiferent ce ne-am propus să facem, fie că vorbim de arte sau științe, fie că vorbim de industria prelucrătoare, agricultură, distribuție sau educație, acest lucru trebuie să contribuie la producerea și distribuirea bunurilor și serviciilor în beneficiul bunăstării fizice, mentale și spirituale a societății. Oricare alt scop este eroare, este iluzie, este prin urmare rău și ne va întoarce răul mai devreme sau mai târziu. Astfel, omul care aspiră la succes trebuie să o facă în beneficiul celorlalți. În funcție de cât reușește în acest sens, atât realizarea cât și prosperitatea sunt ale lui. În economia complexă a lumii noastre moderne, bunul comun al fiecărui om este munca sa, fiind recompensat în funcție de modul în care munca lui aduce beneficii societății. Un mare beneficiu duce la o mare răsplată, un beneficiu mic la o răsplată mică. Realizând că terenul productiv e limitat și că trebuie să cadă în cele din urmă în mâinile a câțiva oameni, statul binevoitor se străduiește din ce în ce mai mult să pună preț pe muncă, nu pe proprietate. În funcție de corectitudinea cu care se face acest lucru, continuăm să ne bucurăm de libertate economică chiar și atunci când granițele terenului încetează să se mai extindă. O astfel de societate este cea în care trăim astăzi, una care atinge treptat un nivel moral excelent prin punerea unui accent mai mic pe a dobândi și a unuia mai mare pe a produce. Astăzi răsplata este în funcție de muncă, de capacitatea de a produce. Cu excepția artelor, științelor și serviciilor personale, majoritatea dintre noi participăm la producția și distribuția bunurilor. Munca și satisfacția muncii, acesta e ciclul vieții noastre materiale. Iar prin dezvoltarea capacităților noastre de a crea, de a produce și de a servi, munca ne aduce tot mai multe satisfacții. Nimeni nu a avut vreodată succes în întreprinderea unui lucru dacă a fost condus într-acolo împotriva voinței sale. Nimeni nu poate atinge apogeul profesiei sale decât dacă își detestă slujba și numără fiecare oră petrecută la serviciu. Nu te apuca însă să-ți cauți alt job sau să schimbi peisajul. Nu contează că de departe călătorești sau ce schimbări de peisaj întâlnești tot te iei cu tine. Sămânța succesului rodește în orice împrejurare în care omul se cunoaște pe sine și cunoaște puterea minții subconștiente universale. Nu jobul necesită o schimbare, ci persoana care îl are. Trebuie să schimbe atitudinea, viziunea, trebuie să înceapă să gândească pozitiv și creativ, în loc să gândească negativ și să invidieze pe alții. Toți, oriunde am fi, indiferent de locul nostru de muncă, chiar în această zi stăm în preajma numeroase oportunități, dar cu siguranță ele vor trece pe lângă noi dacă avem mintea închisă. Trebuie să scăpăm de negare, să ne deschidem inima și mintea, să ne dăm seama că întregul univers avansează într-un ritm deosebit. Trebuie doar să ne alăturăm acestui drum și să lăsăm puterea să ne conducă. Trebuie doar să înlăturăm din calea noastră temerile și îndoierile, negările și timiditățile, iar forțele înfloritoare ne vor conduce mai departe. Citându-l pe Shakespeare, afacerile omenești au și ele fluxul lor, care în momentul când valul se ridică le împinge la noroc, momentul pierdut, tot drumul vieții este pierdut, oprit în mijlocul stâncilor. Un asemenea val nu vine ca o ocazie proverbială, ci se revarsă de apururi prin toată viața și peste întreaga natură, curgând întotdeauna la momentul oportun ar putea fi omis în majoritatea unei vieți de om, dar odată ce ai apelat la el, nu-ți va mai întoarce niciodată spatele. Este valul de putere care se revarsă întotdeauna din mintea subconștientă universală. Nu e niciodată prea târziu. Niciodată. Cel mai risipitor și întârziat dintre fii este întotdeauna binevenit la tatăl care locuiește înăuntru. Fie că ești tânăr, ajuns la vârsta maturității sau ai 70 de ani, Puterea va veni să lucreze pentru tine chiar de astăzi. Trebuie doar să o lași. Drăcușorul eșecului Ca în toate lucrurile, prosperitatea și realizarea sunt condiții mentale, iar existența lor fizică este doar un rezultat al motivului care există în mintea noastră. Pentru a reuși, trebuie mai întâi să te gândești că vei reuși. Pentru a crea, trebuie întâi să gândești creativ. Pentru a prospera, trebuie să te gândești mai întâi la prosperitate. Deoarece puțin dintre noi se află în situația dorită, nu avem altă alternativă dacă vrem să ne atingem obiectivele, decât pe aceea de a ne ridica deasupra circumstanțelor în care ne aflăm. Nu trebuie să permitem gândirii noastre să fie guvernate de condițiile care ne înconjoară. Confuzia este drăcușorul tuturor eșecurilor, confuzie între ceea ce constituie un motiv și ceea ce constituie un rezultat. Declanșatorii noștri rasiali, naționali, sociali, individuali, cei care ne reamintesc de suferință, ne-au făcut să credem că motivul se află în lumea fizică. Când suntem înconjurați de sărăcie, gândim sărăcia, când suntem înconjurați de boală, ne gândim la boală, când suntem înconjurați de eșec, gândim eșecul, când suntem înconjurați de ură, gândim cu ură. Astfel devenim roboți, victime ale circumstanțelor, organisme reflexive în loc de suflete care se pot autodetermina. Nu face confuzia între fizic, care este întotdeauna un rezultat, și mental, care este întotdeauna motivul. Refuză să lași circumstanțele să-ți modifice gândirea și vei vedea cum se dezvoltă circumstanțele în imaginea gândului tău. Cel care descoperă centrul conștiinței, împărăția cerurilor, rămâne mereu neatins de lumea din jur. Fundația sa este eternă și aparentele dezastre și rele ale lumii abia dacă la ating. Dorință și destin E dificil să convingi oamenii că destinul și dorința sunt același lucru, dar nu există nici cea mai mică îndoială că este așa. Confuzia vine din faptul că oamenii cred că a dori înseamnă a năzui, a spera sau a invidia. Un om va spune, mi-am dorit să fiu scriitor toată viața mea și nu mi s-a publicat niciodată nimic, nici măcar nu mă apropii de așa ceva. De ce? Dacă l-am întrebat ce ai scris, să fii sigur că răspunsul va fi, ei bine, am început câteva lucrări, dar se pare că nu le termin. El nu dorește să fie scriitor, de fapt, el dorește să nu fie scriitor. Este atât de convins de eșec că mecanismul lui de apărare îl determină să nu termine niciodată nimic, ca să nu trebuiască să sufere teama de a fi respins. Dorința provine întotdeauna din emoție, iar emoția este ceea ce impresionează o concepție în mintea subconștientului universal. Oamenii adoptă întotdeauna atitudini în care sunt în directă contradicție cu emoțiile lor, pentru că vor să prezinte o altă față lumii. Ei se străduie să păstreze această față, unii dintre ei chiar ajung în instituții pentru nebuni, dar nu fac absolut nimic pentru a schimba sentimentele. La nivel subconștient, dorințele lor sunt toate orientate spre lucruri negative, prin intermediul fricii, urii și insecurității, chiar dacă fața pe care o arată lumii pare plăcută și plină de aspirații. Cunoaștem oameni de acest fel și îi găsim oriunde mergem. Ei sunt martirii noștri curajoși, suferinzii de cursă lungă, oamenii noștri buni, cărora soarta nu pare să înceteze, a le da lovitură după lovitură. Ei nu trebuie să fie chinuiți sau disprețuiți. S-ar ajuta singur dacă ar putea, doar că pur și simplu nu știu cum. Nu confunda dorința adevărată cu mecanismele defensive ale minții tale conștiente. Cunoaște-te, mergi până în profunzimea sentimentelor tale, scoatele la iveală, indiferent de durerea, suferința sau umilința implicate. Numai atunci când te doare și suferi înseamnă că ai scăpat de temeri, că poți găsi adevărata ta ființă și poți vedea natura puterii care curge definitiv prin adâncurile sufletului tău. Individualitatea are fundamentul în sentimente, cotloanele sentimentelor, straturile mai întunecate și oarbe ale caracterului sunt singurele locuri din lume în care putem experimenta adevărata acțiune, putem percepe în mod direct cum au loc evenimentele și cum se întâmplă de fapt lucrurile, spunea William James. Chipul fals, dorința și destinul, mintea și materia, gândul și împrejurarea sunt toate una și același lucru. Ceea ce doresc să fii cu adevărat în subconștient, aceea vei fi. Nimic din lume nu poate schimba acest fapt cu excepția dorinței tale subconștiente. Prin meditație, prin gândire pozitivă, ajungând în cele din urmă la recunoașterea completă a modului în care îți modelezi în mod inevitabil propria soartă. Datorită naturii afinității tale cu mintea universală subconștientă, este imposibil să ai o dorință adevărată care să nu se manifeste în viața ta. Niciun om nu se poate cunoaște pe sine examinând suprafața minții sale, căci aceasta este fața da lui. Fața pe care o arată lumii, masca pe care și-a făcut-o ca să-și ascundă suferințele, durerile, rușinea, temerile și pedepsele. Pentru a te cunoaște cu adevărat, trebuie să te uiți în primul rând la viața ta în mod obiectiv. Lucrurile care te înconjoară, circumstanțele în care ești implicat, acestea au apărut din dorințele tale subconștiente. Nu-ți folosește la nimic să protestezi, să zici că nu-i așa. Ca să te confrunți cu acest fapt irrevocabil, este nevoie de umilință și adesea de o considerabilă suferință. Dar trebuie să te confrunți cu asta dacă vrei să-ți schimbi dorințele subconștiente și astfel să-ți schimbi lumea. Vezi cazul omului care a eșuat de trei ori în afaceri. Nu pot să mă descurc și nu pot să înțeleg de ce, a spus el. De fiecare dată când oamenii au cerut un produs, produsul a fost unul bun, am fost unul dintre primii în domeniu, dar de fiecare dată am rămas pe margine în timp ce alții au făcut averi. Ai fost surprins că ai eșuat, a fost el întrebat. Nu, a răspuns el imediat. N-am reușit niciodată să am succes în nimic. În acel moment ar fi fost nepoliticos să-i atrage atenția că de fapt și-a dorit eșecul, dar exact asta era situația lui. O mică incursiune în istoria familiei sale a relevat faptul că tatăl său a fost un om foarte de succes, un om deosebit de aspru și violent, care și-a terorizat fiul în copilărie. Viața fiului său a fost o încercare de a scăpa de concurența cu tatăl său. Lui era frică subconștient de tatăl său, frică de furia acestuia dacă l-ar fi întâlnit într-un plan de egalitate. Așa că îi era frică să reușească în afaceri, își dorea eșecul ca pe un mijloc subconștient de a scăpa de nemulțumirea pe care ar fi simțit-o tatăl în cazul în care el ar fi reușit. Psihiatria l-ar fi pus direct în fața acestui aspect al vieții sale și, într-adevăr, a fost luată și ea în considerare pentru că era greu să mediteze și era aproape incapabil de orice gândire pozitivă pe termen lung, dar a perseverat astăzi conduce una dintre cele mai promițătoare companii din țară, preia numeroase sarcini, toate cu succes și nu mai pare să-l înțeleagă pe bărbatul care era cu doar trei ani în urmă. Acum am înțeles, spune el, este vorba de perspectivă, ține de felul în care privești situația. S-ar putea ca această super simplificare a situației să ne facă să zâmbim, dar adevărul e întotdeauna simplu pentru cei care îl înțeleg. Sclavi și stăpâni Lumea este plină de oameni care pun puterea subconștientului la o muncă benefică în ceea ce privește un aspect al vieții lor, dar o folosesc în mod distructiv în toate celelalte aspecte. Oamenii sunt sănătoși, dar săraci, bogați, dar bolnavi, creativi, dar nefericiți, puternici, dar nemiloși și întotdeauna în astfel de cazuri ei folosesc puterea fără să știe, fără control, având modele de gândire pozitive în anumite direcții și modele de gândire negativă în altele. Numai pe o mică orbită din viața lor sunt stăpâni, pe toate celelalte sunt sclavi. Puterea trebuie să funcționeze în toate aspectele vieții omului pentru ca el să-și găsească pacea interioară și siguranța. Nu e mare lucru când funcționează numai în domeniul prosperității. Într-adevăr, vanitatea și egocentrismul, care însoțesc de obicei averea și poziția socială, fac din ce în ce mai dificilă modestia și dragostea necesare pentru descoperirea centrului conștiinței. Bogățiile se nasc din vanitate, iar vanitatea este un zăvor la ușă. Cu toate astea, dacă un om va descoperi mai întâi centrul conștiinței, bunăstarea și realizările îi vor umple viața, iar el va înțelege cu adevărat că nu au fost realizate de neînsemnatul eu, ci prin puterea minții subconștiente universale. Caută mai întâi centrul conștiinței, toate celelalte vor urma. Succesul vine când te gândești la reușită, care la rândul ei vine din echilibrul interior și din curajul spiritual, care provin din descoperirea sinelui veșnic al omului care să în înlăuntrul trupului său. Nicio aspirație nu este prea mare, nici o sarcină nu este prea mare, pentru că el vede măreția din care face parte și înțelege că toate lucrurile sunt posibile pentru puterea care îl locuiește. Sămânța și recolta Munca asiduă este un adevărat baubau al succesului pentru majoritatea dintre noi. Vedem imensitatea sarcinilor plănuite chiar înainte de a ne apuca de ele. Imaginația este atât binecuvântarea noastră, cât și blestemul nostru. Prin ea ne percepem aspirația, și prin ea ni se dezvăluie drumul lung care ne face să disperăm. Tot nu am învățat că toate căile trebuie parcurse pas cu pas, indiferent dacă duc spre vârful celui mai înalt munte sau spre vârful unui deal. Nici nu am învățat că fructele de astăzi sunt întotdeauna semințele de ieri. Ding Templeton, acum un remarcabil, remarcabil comentator sportiv la radio și în presă a condus odată Universitatea Stanford către una dintre cele mai mari victorii în atletism, atât pe post de concurent cât și ca antrenor. Dink obișnuia să spună echipelor sale, nu contează ce faceți în noaptea dinaintea concursului, contează ce ați făcut cu șase luni înainte. Dink a dovedit că echipele sale au fost pregătite pe teren. Recordul său remarcabil nu a fost un accident în fiecare zi a vieții tale să dești semințe care într-o zi trebuie recoltate. Când vei ajunge să înțelegi cu adevărat acest lucru, te vei bucura de satisfacția muncii tale și niciodată de aceea pe care ți-o dă recolta pentru că sădirea seminței reprezintă tot ceea ce facem în această viață. Mugurul și floarea sunt lucrarea minții subconștiente universale. Niciun obiectiv nu este prea îndepărtat și nicio cale prea dificilă când vom face călătoria pas cu pas. Ia-ți mintea de la rezultatul aparent imposibil și îndreaptă atenția asupra pasului care urmează să fie făcut astăzi. Pașii noștri prin viață sunt un lanț între cauză și efect, și fiecare pas făcut cu succes ne-l oferă pe următorul unul mult mai ușor de făcut până când ne atingem scopul la final. Niciun om nu poate fi fericit, eficient, creativ în munca sa atunci când este nemulțumit de situație și trăiește de pe o zi pe alta. Toți suntem predispuși să ne amânăm viața până la momentul acela nebulos când va răsări soarele și pe strada noastră. Nimic nu este atât de apt să ne injecteze viața cu nemulțumire ca o astfel de atitudine păguboasă față de cele mai perisabile dintre toate lucrurile pe care le cunoaștem timpul. Astăzi, în această zi, este cel mai important moment dintre toate, pentru că ceea ce facem va determina ceea ce vom fi mâine. De aceea, îndreaptă-ți atenția asupra muncii pe care o faci în acest moment, fii absorbit de ea, găsește satisfacție în fiecare lucru pe care îl faci, indiferent cât de modest ar fi el în mintea ta. Nimic nu este mărunt sau insignifiant în această viață. Ușa masivă se rotește pe balamale mici cât o bijuterie, iar oamenii au devenit minunați, învățând cum să ducă la bun sfârșit cele mai nensemnate sarcini. Cum să faci munca grea să pară ușoară? Nu există muncă grea și muncă ușoară. Există doar muncă respingătoare și muncă plăcută. Dacă vrei să-ți faci munca ușoară, bucură-te de ea. Orice îți place să faci, dezlănțuie o putere creativă care îți permite să faci acel lucru bine. Un job bine făcut duce la un job mai bun și apoi și mai bun, până când visul tău izvorăște din minte pentru a te însoți în lume. Succesul vine la cel care își construiește casa cu un scop de la care nu se abate, cărămidă cu cărămidă, având la fel de multă grijă și cu prima și cu ultima știind întotdeauna că cea mai importantă cărămidă este cea pe care tocmai o pune. Inerent în fiecare cauză este rezultatul exact al acesteia, căci efectul nu este altceva decât cauza care trece prin spațiu și timp. După ce învățăm marea lecție a vieții și anume că atât cauza cât și efectul sunt unul și același lucru, atingem acel punct culminant al serenității în care munca noastră dă mereu roade de bucurie, anxietatea, îngrijorarea... Teama și îndoiala nu ne pot ispiti, căci dacă am pus în mișcare cauza, efectul e asigurat. Munca grea devine ușoară prin înțelegerea faptului că niciuna dintre muncile noastre nu este irosită. Versul stabilește un schimb exact, legea este aceea a reciprocității. Indiferent de incertitudinea aparentă a sarcinilor tale, poți fi sigur că ele fac parte dintr-un scop care va fi dezvăluit într-o zi, un scop măreț din care devii parte atunci când îți păstrezi credința și perseverezi. La fel a scris și Emerson. Soarta nu era decât din vina victimei. Niciun om nu este împiedicat să obțină lucruri mărețe în viață, cu excepția cazului în care își acoperă expresia divină prin intermediul gândirii negative și al fricii. Nici o sarcină nu este prea mare pentru cel care își lasă planul în mâinile minții, subconștiente universale și se preocupă numai de munca sa de zi cu zi. Centimetru cu centimetru, pas cu pas, așa progresezi în viață. Succesul durabil se dezvoltă încet, la fel cum e nevoie de un timp mai lung ca să faci fondația unei clădiri înalte până la cer. Satisfacțiile călătoriei sunt mereu cele întâlnite pe drum și niciodată la destinație. Cel care a învățat acest lucru a învățat secretul păcii lăuntrice. Lasă-ți munca să fie o expresie a iubirii tale, astfel vei fi cu adevărat de folos. Khalil Gibran, care a fost un poet, filozof și prozator, poet și eseist libanez, unul dintre romanticii târzii ai literaturii arabe, a scris atât în arabă cât și în engleză și, din 1918, la sfatul profesorului său de engleză, a schimbat și grafia din Halil în Halil, o diferență de poziționare a literelor. Acesta a scris: și spun că viața este într-adevăr ferită de întuneric când dorința e mistuitoare, și orice dorință mistuitoare e ferită de acțiune oarbă atunci când există cunoștințe, și toată cunoașterea este ferită de orgoliu atunci când există muncă, iar când muncești cu dragoste te legi de tine însuți, de ceilalți și de Dumnezeu. Toate eforturile iubirii nu sunt muncă, ci o împlinire plină de bucurie. Lucrările bune sunt pur și simplu expresia ale dragostei și un om a cărui inimă este plină de iubire, nu ține cont de sudoarea frunții, nici nu-și blesteamă orele de muncă, nici nu-și ba, nu bate joc de sarcinile desemnate lui. Prin iubirea sa de viață, el vede în munca sa ocazia de a sluji și slujind se împlinește pe sine și pe Dumnezeu. Intervalele de calcul, Universul ordonă împlinirea de sine și niciodată sacrificiul de sine. Cel care își distruge viața pentru ceva fantezist, acționează din vanitate și distruge lucrarea lui Dumnezeu pentru el. Prin fiecare dintre noi, Dumnezeu a devenit un lucru unic și urmând natura ființei noastre spre împlinire, am îndeplinit cea mai dragă porunca vieții. Noi nu avem nici cunoștințele, nici autoritatea de a decide că ceva merită propria noastră distrugere, pentru că nu este mai puțin rău să ne distrugem decât să distrugem pe altul. Nu putem sacrifica sufletul nostru nemuritor, al sinelui universal, fără a acționa împotriva scopurilor vieții. Dar sacrificiul de sine al vanitosului eu, al egoului, al sinelui izolat, e un sacrificiu pe care toți trebuie să-l facem în cele din urmă, pentru că numai atunci când egoul dispare, sinele nemuritor poate să pătrundă. Înțelept este omul care se străduiește într-un plinire a marelui sine ce să lăjluiește în el. El va jerfi orice în acest scop, dar nu va sacrifica niciodată sinele sau cunoștințele sale despre sine. Toate obiectivele sale vor fi să se ridice deasupra propriului ego până la realizarea unității cu mintea subconștientă universală, până la comuniunea cu centrul conștiinței. Astfel se va bucura de succes și de prosperitate. Eliberează-ți mintea de orice limitare, lipsă și amintirea durerii. Dumnezeu, care locuiește înăuntru, lucrează la un plan măreț. Când permiți planului său să lucreze prin tine, creația, realizarea, prosperitatea și succesul sunt toate ale tale, și liniștea sufletească, care nu se poate cumpăra cu niciun bun material. Lectură recomandată, Profetul de Halil Gibran. Uh, dragilor, da, eu am citit această lectură, este superbă, așa că vă invit și pe dumneavoastră să o faceți. A noua meditație, puterea creatoare infinită a minții subconștiente universale se află în mine. Sunt în armonie cu mine însumi ca să îndepărtez toate barierele din gândul meu să devin receptiv la scopurile lui Dumnezeu. Eu știu că viața mea este minunată și bună când slujesc cu dragoste. Îmi sunt furnizate ideile corecte, eu le accept, iar mintea subconștientă mi oferă mijloacele pentru a le aduce în lumea mea. Știu că toate lucrurile provin din mintea universală, care e infinit de abundentă. Lipsa și limitarea sunt erori de gândire și le elimin din conștiința mea. Nu poate exista lipsă. Trebuie doar să las mintea universală să se exprime prin mine, iar lumea mea va fi plină de creativitate, de realizări, de prosperitate. Obiectivele mele vor fi atinse, căci ele vor fi obiectivele lui Dumnezeu, care nu eșuează niciodată. Indiferent de sarcina pe care o am, o îndeplinesc cu dragoste, căci știu că atunci când servesc pe altul, servesc unui scop mai înalt. În tot ce ține de mine, văd legea schimbului reciproc, așadar ofer exact ce voi primi. Știu că bunăstarea și prosperitatea sunt aspecte mentale. Le creez în plan mental cu deplină încredere și convingere că se vor manifesta în viața mea. Refuz să accept circumstanțele nedorite ca având o finalitate reală. Cauza primordială este psihică și nu se găsește niciodată în lumea din jurul meu. Adevărul divin se află în centrul conștiinței mele, unde nicio muncă nu este dificilă, unde domnește mereu pacea, unde toate lucrurile sunt posibile. Știu că viața este o călătorie care trebuie făcută pas cu pas. Și sunt răbdător, bucurându-mă de drumul minunat, cu o credință nestrămutată în destinația mea. Renunț la voință știind că succesul va veni atunci când îmi voi împlini sinele interior. Dragilor, acesta a fost minunatul capitol din cartea Trei Cuvinte Magice, capitol care vorbește despre succes, marele uh, scritor. US Anderson, vă invit și la următoarele filmulețe, sper să vă fie de folos, până la următorul filmuleț însă, dragilor, să avem cu toții pace în suflet, numai bine!